Am avut o cursă de eliminare cu patru concurenți și iată că se poate ca din patru să nu iasă niciunul pentru că Ștefan a fost votat cu 44% să părăsească emisiunea Mireasa, dar a fost pe primul loc în clasament și astfel a fost salvat însă spunea doamna Simona că e destul de disporționată treaba și că sunt 10 fete, 6 băieți, cineva tot trebuie să plece și s-a citit din nou clasamentul de data aceasta fata de pe ultimul loc. Aceasta este Natalia și astfel Natalia părăsește astăzi emisiunea Mireasa. Deși cumva paradoxal a fost într-o cursă de eliminare din care a scăpat. Ea a fost votată să rămână în continuare în casă, și cu toate acestea, cineva trebuia să plece, și ea a fost fata cu cele mai puține voturi în clasament.